Una dintre camere își așteaptă în continuare încă un oaspe. Cine crezi că o să vină în patul ăsta? Nu știu ce să zic. Cine? Chiar nu am nicio idee, adică... Mai avem un pat liber în cameră ta. Noi aranjăm patul acela. Tot timpul așteptăm pe cineva, nu știu pe cine. O, Doamne! Cred că pe Rodica, ea lipsește din peisaj. Rodica, cea de-a 15-a concurentă care a primit trandafirul la prima ceremonie, este și fata care a suferit un accident de mașină atunci când se îndrepta către locul de întâlnire cu burlacul. Și tot am ajuns. Din nefericire, accidentul care părea să nu aibă niciun fel de impact negativ asupra stării ei de sănătate, s-a dovedit a avea urmări mai grave decât a crezut inițial. Iar Rodica a fost nevoită să ia o decizie pe care nu și-o dorea. Din păcate, în urma evenimentului nefericit prin care am trecut, va trebui să mă retrag din traseul meu din această emisiune. Nu-mi place decizia, dar ea aparține tot al medicului și atunci prefer să urmez întru totul ceea ce mi-a spus ca să nu apară ulterior mai multe complicații. E ok. Verdictul medicilor nu poate fi contestat, așa că ieșirea Rodicăi din competiție este definitivă. Lucru care schimbă datele problemei pentru burlacul nostru cu numai câteva ore înainte de plecarea spre Istanbul. Avem o, eu știu, o mică, mare problemă. Rodica nu prea are cum să vină cu noi în Turcia. Și am zis să-ți spun treaba asta pentru că, acum tu știi, ori mergem cu 14 fete în Turcia, ori, uite, trandafirul de aici, să-l iei și să te duci să-l dai cui crezi tu. De problemă. Alta? Pentru că acel pat liber se va ocupa astăzi. Știți că sunteți 14 fete și că ar fi trebuit să fiți 15. Lipsește una. Da. Și anume Rodica. Da. Vă aduceți aminte? Da, fata da. Care a avut un accident de mașină. Da. Fix cu o zi înainte de prima ediție. Eu am stat de vorbă cu ea și ea mi-a comunicat faptul că medicii i-au recomandat să nu părăsească România. Ca să nu apară ulterior mai multe complicații. Așa că părăsește emisiunea. Dar nu vă ascund faptul că în momentul în care Andy a oferit ultimul trandafir, a oscilat foarte mult între ea și o altă concurentă. Pe una o cunoscusem și pe cealaltă nu. Așa că acel trandafir a mers la cealaltă opțiune a lui. Curioasă despre cine e vorba? Normal. O să vă rog să vă uitați în direcția aia și o să vedeți mai despre cine e vorba. Ia. Loredana? Da. În urma veștilor primite de la Rodica, Andy a decis să dea trandafirul unei fete pe care, deși nu a apucat să o cunoască foarte bine... A simțit că ar vrea să o descopere. Dar mă întorc cu domnul Nică. Așa că, în urmă cu câteva zile în România, mersi. Angela a primit invitația de a-l însoți pe burlac în Turcia. Cred că deja am și eu istorie ceva mai deosebită, că m-am trezit cu Andy în fața blocului. Uite de puțin, s-a făcut pielea găină. Și a zis că hai că... Vreau să fii și tu acolo. Și bine ai venit! Bine v-am găsit! Pentru mine a fost cea mai mare, Doamne, mere pe suflet. Malinca, tu știai că vine sora ta? Nu, de ce? Vorbeam și cu Bianca, că aștept foarte mult o altă fată. Simt că o să fii sau din cașca noastră. Știi că ți-am spus în continuu, aștept venirea. Primul lucru ce am observat, pălăria. Nu am dacă e blondă sau puteam să recunosc valiza. Am văzut pălăria, zic, băi, ești a dat pălăria mea, că e pălăria mea. Chiar am vrut să fie o surpriză pentru toată lumea. Ce să zic, Bianca, habar n-am unde vei dormi în seara asta, dar sunt sigur că vei găsi o soluție. Ce o să te scurci. Sigur, ca întotdeauna. Bun, și acum să revenim la... Salut, stai, nu închide încă, nu închide. Ne bucurăm foarte tare că ne urmărești și dacă vrei să mai vezi aventuri din emisiunea Burlacul, abonează-te la canal și la notificări ca să vezi primul atunci când punem clipuri noi din emisiune. Mulțumim mult!